Aici. Aici îmi place mie. Aici mă place mie. Vedeți, mă, băieți? Unde mă place mie? În sala de sport. Aici îmi place mie. Lângă vedete. Pe cine avem acolo? Conor McGregor. Da? Avem pe Conor McGregor. Pe cine avem aici? Pe Badahari. Badahari. Pe cine avem aici? Pe Habib. Habib, tati. Pe cine avem aici? Mike Tyson, tati. Mike Tyson. Pe cine avem aici? Lucas Lepri, jiu-jitsu brazilian. Pe cine avem aici? Ha? Buvisar, tată. Lupte. Lupte. A? Aici mă place mie. Vedeți? Sală frumoasă. Cu recepție, cu magazin, cu proteine, cu saci, câți vrea mușchii tăi. Spațiu să te antrenezi, tatami pe jos, ring profesional, la etaj iară. Înțelegeți cum să faci sport? Ce sală trebuie pentru niște sportivi ca să se antreneze bine? Un ring bun, cu logo de la sală, cu Naja Team, chiar și deasupra pe ring. Așa îmi place mie, în fiecare zi. Aici mă regăsesc eu. Aparatură de alergat câte vrei, de făcut exerciții de ramat, gantere câte vrei în bilă, ca să poți să faci exerciții. Înțelegi? Unde îmi place mie? Aici îmi place mie. Aici îmi place mie să stau cel mai mult, în sală. În fiecare zi mă regăsesc aici pentru 2 ore, mă scap de nervi, mă scap de stres și în același timp rămân și bombardier. Rămân bombardier. Toată viața o să rămân bombardier pentru că îmi place să mă antrenez. Aici fiți atenți. Avem perne pentru low kick-uri, mingi medicinale, cutii pentru sărit deasupra pe el și făcut exerciții, obstacole, elastice, corzi de alergat, obstacole, aici iară obstacole, tip coardă, covorașe, mingi, tot ce vrea mușchii tăi. Și dacă mai urci la etaj, s-a terminat vrăjala. Înțelegeți unde îmi place mie? În sală îmi place. În sală pentru că aici mă regăsesc eu cel mai mult, bă, băieți. E locul unde îmi place mie cel mai mult. Aici, în sală, găsești oamenii cei mai faini, cu care să-ți faci o prietenie, cu care să faci sport, să fie respect reciproc, să fim adversari în ring și prieteni afară. Și în antrenamente să muncim amândoi frumos, elegant, ca să devenim din ce în ce mai buni cu timpul. Să ajungem din ce în ce îmbătrânind tot mai tare, tot mai buni în tehnică, în sport și în ceea ce facem. Cu o experiență care nimeni nu ți-o poate lua, pentru că e munca ta care ai făcut-o și o meriți. De-aia vă zic la toți, mergeți, mă, faceți sport. Nu ca să ajungeți ceva, campion sau, nu știu, mare luptător, pentru sănătatea ta, pentru caracterul tău, ca să rămână întărit, să rămână puternic, să rămână frumos, corpul tău să rămână sănătos, ca să poți să îmbătrânești frumos lângă soția ta, lângă doamna ta, lângă care ești căsătorit sau cu care trăiești. Sau copilul tău să zică, uite, bă, eu am 12, 13, 14, 15 ani și tata e mai sportiv ca mine. Aleargă mai bine ca mine, face sport mai bine ca mine, se bate mai bine ca mine, are mai mult tupeu ca mine, mai mult caracter ca mine. De ce? Pentru că și l-a format. Și l-a propus să și-l facă toată viața. Așa trebuie să vă propuneți și voi.
când vă apucați de sport, să vă propuneți să faceți pentru toată viața. Nu doar pentru o lună sau pentru sărbători. Pentru toată viața. Să fie în viața voastră zilnic. Pentru că vă aduce sănătate. Vă aduce liniște. Vă aruncă stresul, depresia, anxietatea și vă faceți prieteni. Vă faceți prieteni adevărați care să vă respecte și să vă iubească. Pentru că sportivii sunt oameni buni. Sportivii adevărați sunt oameni buni. De aia faceți sport, iubiți sport. Lăsați copiii să meargă la sală. Lăsați copiii să se bată. Lăsați copiii să facă sparing. Să urce pe ring, să încerce tot în viață, pentru că numai așa poate să le cunoască. Așa, într-o zi, când o să le agreseze cineva sau să trebuiască să răspundă, o să știe să se apere, o să știe să-și apere familia, o să știe să fie acolo pentru ei. Înțelegeți? Folosiți sala de sport. Mergeți la artele marțiale, mergeți la box, mergeți la kickbox, la muay thai, la jiu-jitsu, la grappling, la lupte, la judo, la taekwondo, la kyokushin, la toate artele marțiale, la krav maga. Folosiți sportul în viața voastră pentru liniștea voastră sufletească, în primul rând. Pentru a arunca tot stresul care strângi timp de o zi, să-l arunci afară. Să mergi să transpiri, să fii loarcă, să dai afară tot ce e rău din tine. Pentru asta e bun sportul. De asta vreau să lăsați copiii să meargă la sală. Nu-i țineți în casă, închis. Înscrieți-i la săl de sport unde să înceapă să aibă un program și o viață sportivă reușită. În care să-l ajute și pe el în viață, să nu fie o persoană obeză de mică, să râdă toți copiii din școală sau din casă de el pentru că e obez și că viața lui e distrusă de mic. Pentru că sunt o grămadă. Sunt o grămadă. E plin de cazuri. Vă pup și vă respect de aici, de la Bruxelles, din sală, obosită. După o oră și 40 de minute, îmi tremură și mâna, îmi tremură și telefonul, dar îmi place. Îmi place. Mă simt obosit, mă simt bine. Și o să continui pentru tot restul vieții. Asta e ca un jurământ pe viață cu sportul. Așa trebuie să fie pentru toți. Ca un jurământ pe viață. Să vă păstrați corpul tânăr și frumos, chiar și la bătrâneți. Și tu, și soția, și copilul. Să demonstrați la alte persoane pentru că sunteți speciali față de ei și aveți un caracter puternic prin care voi puteți să faceți asta. Dacă n-ați avea un caracter puternic, n-ați putea să faceți așa ceva niciodată, ceea ce fac eu în fiecare zi. N-ați putea să faceți niciodată, pentru că îți trebuie suflet și caracter și să te și regăsești și în același timp în ceea ce faci, să nu faci din obligație. Victor vă pupă. Și vă respect de aici, din sală, la Bruxelles, de lângă minunăția lui de saci de box, de saci de Muay Thai Venom, calitate de calitate. Sunt îndrăgostit, numai când văd saci. Când văd saci, când văd ata, unde am să dau, unde pot să bat într-una. 10 ani de zile până să stric un sac de ăsta. Vă dați seama cât am de bătut la el. Vă pup și vă respect și lăsați copiii să meargă la sport. Și mergeți și voi pentru sănătatea voastră și pentru familia voastră. Vă pup și vă respect de aici, al vostru Victor de Bruxelles. Aveți grijă de voi.